Planeta extraterestră, în volumul Cufărul cu povești pentru cei mici, de Gabby Downey. Nava spațială aterizează cu o bufnitură slabă și ies afară. Îmi scot casca și inspir adânc. Aerul are un gust sărat. Pășesc ușor, cu grijă, pe pământul umed și auriu. Până ce? Un val plin de balonașe umede îmi acoperă picioarele. Ridicând privirea, observ că mă aflu sub nemărginirea albastră-albastră a cerului. Un fâlfâit trece pe deasupra capului meu. Simt un vâjuit și aud sunete ciudate. Am venit atât de departe, am vizitat multe luni și planete. Oare ar putea fi aceasta noua mea casă? Deodată apare o ființă ciudată. Arată ca un extraterestru, dar pare prietenos, așa că îl întreb. Cum se numește lumea aceasta? Iar extraterestrul îmi răspunde. Lumea aceasta se numește Pământ. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!